și lângă mine stătea un domn și soția mea avea locurile pe partea cealaltă a avionului. Și domnul acesta amabil mă întreabă, nu vrei să schimbăm locurile și să fii tu în mijloc și să mă lași pe mine la geam, ca să fii tu mai aproape de familie, îmi spune el. Și eu m-am gândit, sigur, e o idee bună, de ce să nu fiu mai aproape de familie dacă am ocazia asta? Și schimbăm locurile, după care văd că el scoate un aparat de fotografiat și se pune la geam și începe să facă poze. Și am înțeles eu, de fapt, domnul acesta amabil nu era așa de interesat, de fapt, ca să stau eu lângă familie, cât era interesat să prind el pozele cele mai bune pe geam. Și m-am gândit în această seară să vă vorbesc despre niște fotografii. Aș vrea să ne uităm în textul acesta pe care l-am citit și să ne uităm la aceste două personaje pe care Luca le descrie aici. Primul personaj și prima persoană despre care citim este Eutich. Apoi al doilea personaj și al doilea persoană despre care citim este Pavel. Și în urmă aș dori să închei cu câteva concluzii și mă gândesc eu să termin tot ce am spus în probabil 40 de minute. Și dacă mă veți ajuta și dumneavoastră, probabil că am să termin un pic mai repede. Mi-aduc aminte de un frate care spunea că el atunci când predică, dacă vede cumva că biserica este, începe să se miște, să vorbească unul cu celălalt, lucrul acesta el interpretează cum că biserica nu înțelege ceea ce el spune. Și atunci trebuie să se mai repete încă o dată ideea ca biserica să prindă firul. Și lucrul ăsta s-ar putea să-l fac și eu în această seară și cumva să mă lungesc mai mult. Însă dacă vă văd că o să fiți atenți, mă voi face să înțeleg că înțelege ceea ce spun și așa că am să termin foarte repede ceea ce am spus. Așa cum am spus, haideți să ne uităm la aceste personaje și să luăm așa câteva fotografii din viața acestui tânăr Eutich. N-am să mai recitesc acest text. Deja fratele l-a citit și am înțeles că s-a mai citit în biserica dumneavoastră textul acesta. Cred că este cât de cât cunoscut, așa că am să intru direct în acest subiect. Și prima fotografie la care aș dori să ne uităm la tânărul acesta este un tânăr numit Eutich s-a așezat pe fereastră. Și haideți să luăm această fotografie și să ne uităm puțin la ea. Cuvântul Domnului spune că în odaia de sus, unde erau adunați toți, erau multe lumini. Acum Eutich se pune pe geam și pentru Eutich geamul făcea diferența asta între biserică, unde era foarte multe lumini, spune Biblia, și între întunericul de afară, era în jur de miezul nopții, ne spune Biblia. Și lucrul acesta mă face să înțeleg că Eutich caută acest loc pentru a sta departe de părtășia bisericii. El a zis, mă duc la biserică, predic apostolul Pavel, dar nu vreau să fiu implicat. Nu vreau să mă duc cât mai în față, să stau lângă predicator, nu vreau să mă implic nici la cântări, nu vreau să fac nimic, vreau să stau undeva spectator, cât mai retras, să nu mă vadă nimeni, să nu mă implic la nimic, să nu fac nimic, să fiu lăsat în pace. Asta este prima imagine din viața acestui tânăr. A ales fereastra aceasta pentru că dorea să fie izolat. Și m-am gândit în această seară că prima învățătură pentru tine este aceasta. Fereastra nu este un loc în care să te așezi. Și sigur, când vorbesc despre fereastră, nu vorbesc despre fereastra aceasta fizică, să mergi să te așezi pe ea, ci vorbesc despre faptul acela de a sta separat, de a sta retras, de a spune, eu nu mă implic. Pe mine, eu vreau să fiu lăsat în pace. Biserica cu biserica, eu cu treburile mele, nimeni nu mă știe ce probleme am, nici nu vreau să mă descarc la nimeni să le spun ce probleme am. Eu vin ca spectator, vin când vin, stau când stau, mă duc acasă, vreau să fiu lăsat în pace. Și aș vrea să vă spun în această seară că poziția aceasta mulți tineri o au în această zi, în vremea aceasta. Și dacă vrei să fii un tânăr
nenorocit. Dacă vrei să fii un tânăr care să ai probleme, alege locul acela. Însă dacă vrei, din nou, dacă vrei să fii binecuvântat, dacă vrei să fii un om care Dumnezeu să te binecuvinteze, caută să intri în părtășia bisericii. Involvă-te în tot ceea ce ține de biserică. Mă gândesc că eu, unul din lucrurile care m-a ținut lângă Dumnezeu când eram tânăr, a fost lucrul acesta. În fiecare zi, aproape, la noi, la biserică, era câte ceva de făcut. Într-o zi era repetiție de cor, în altă zi era repetiție de orchestră, în altă zi era studiu biblic, în altă zi era ziua de strângerea bisericii de peste zi, iar în zilele care era celelalte zile, aveam un grup de tineri, trei tineri cu care ne întâlneam și cântam. Învățam să cântăm eu, învățam să cânt la chitară, aveam un prieten care cânta la orgă, un alt prieten care cânta la chitară bas, care el de fapt este în Canada. Și uite așa, în fiecare zi eram involvat în biserică. Și lucrul acesta m-a ținut, cred eu, în biserică, în locul acesta, până când Dumnezeu mi-a vorbit personal. Dacă vrei să fii binecuvântat, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, dacă vrei să ai un viitor binecuvântat în viață, caută să te implici în lucrarea bisericii. În momentul în care tu te retragi, îți alegi locul acela la geam și spui, nu mă interesează prea mult, vei ajunge undeva în viață probabil să regreți lucrul acesta. Haideți să închidem fotografia aceasta, să mergem la a doua poză din viața acestui tânăr și citim în versetul 1, ne spune că a adormit de-a binelea. După ce s-a așezat pe acest geam, al doilea lucru ne spune pasajul că a adormit. Era miezul nopții sau foarte târziu noapte și se pare că Pavel nu înceta sau nu dădea semne că vrea să termine predica. Și acest tânăr, deși se afla într-un loc inconfortabil, pe geam, deși era lumină multă, deși cineva vorbea, a adormit de-a binele. Și ne-am adus aminte în Judecători, în capitolul 16 cu 6, ne spune o întâmplare despre Samson, care a făcut niște alegeri greșite în viață, a ales în primul rând o femeie filisteancă. A doua alegere a ales să doarmă pe genunchii ei, deși a încercat să lupte împotriva ei, a căzut răpus. Și dacă suntem atenți la citire, cum spunea Pavel lui Timotei, să fii atent la citire, ne spune cuvântul Domnului că Eutich a fost biruit de somn. Și lucrul acesta îmi spune mie că tânărul acesta a încercat să lupte cu somnul. Când a stat, cât timp a stat pe geam, probabil că la început genele lui au început să fie mai grele, au început să-i cadă. Apoi capul a început să-i cadă într-o parte în alta. A încercat să lupte cu somnul. Dar faptul că nu s-a ridicat din locul în care era, a ajuns să doarmă de-a bine. Și lucrul acesta i-a fost fatal. Aș vrea să vă spun în această seară că nu este destul să te lupți cu somnul dacă nu părăsești locul în care ești. Dacă Eutich se trezea și spunea, am să mă ridic din locul acesta, am să fac o mișcare, probabil că nu citeam despre el în această seară ca lui. Însă a ales să stea acolo și să lupte cu somnul la fel ca și Samson. Pe genunchiul unei femei, încercând să-i spună femeia acesteia dacă aș fi legat cu 7 funii noi, am să pierd puterea. Dacă o să-mi prinză firele de păr și o să-mi rețesc în cusătura hainei, sigur o să-mi pierd puterea. A încercat să lupte. Însă nu era locul în care trebuia să lupte acest tânăr Samson. La fel ca și Eutich și amândoi au crezut pradă celui rău. Apoi, aș vrea să mergem la cea de-a treia fotografie din viața acestui tânăr, în versetul 9, citim că acest tânăr a căzut jos și a murit.
Sigur, este cea mai tragică fotografie, dacă vezi din viața ce se întâmplă. Și atunci când cazi de la etajul al treilea, omenește vorbind, nu ai nicio șansă să rămâi în viață. Dacă Dumnezeu nu face o minune, la fel ca și în viața acestui tânăr, va rămâne mort. La fel este și spiritual. Atunci când cazi, dacă Dumnezeu nu intervine în viața ta, vei rămâne mort. Citim în 2 Samuel, în capitolul 11, de la versetul 1 cu 3, o întâmplare din viața împăratului David. Și pasajul acesta începe cu următoarea frază. În vremea când împărații mergeau la război, David îl trimite pe Ioab să meargă la război și el rămâne acasă. Și pentru cei care doriți să citiți, chiar vă invit să citiți această întâmplare, David doarme, ne spune Biblia, până undeva după masă târziu, apoi se trezește, se duce undeva pe acoperișul casei, odihnit fiind, a mâncat bine, se uită în depărtare și vede o femeie și ajunge să păcătuiască cu ea. Și nu se oprește aici. Păcatul acesta îl duce chiar la faptul să omoare pe soțul acestei femei, pentru că întotdeauna, la fel ca și la Eutich, după somn, apare o moarte. La fel, dragii mei, aș vrea să vă spun în această seară că dacă nu ne trezim, tânăr fiind, bătrân fiind, dacă vom lăsa ca lucrurile acestea pământești să ne strângă, să ne acapareze, vom ajunge să cădem pradă morții. Și dacă Dumnezeu nu intervine, vom rămâne bine morți. Însă, la fel ca și în viața acestui tânăr, mă bucur că la sfârșitul acestui pasaj, ne spune versetul 12, flăcăul acesta a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri pentru biserică. Cred în această seară că încă Dumnezeu lucrează, încă Dumnezeu face minuni și astăzi. Și cred eu că noi ca bărbați al lui Dumnezeu, ca femei pe care Dumnezeu vă iubește, suntem cei care trebuie să ne rugăm și să purtăm în rugăciunile noastre pe tinerii noștri. Chiar dacă de multe ori îi vedem și spunem despre ei că nu mai au nicio șansă. La fel cum probabil mulți au spus despre tânărul acesta, este mort, nu mai poți face nimic. Însă Pavel se coboară spre el și îl aduce în sânul bisericii din nou viu. Pentru că Dumnezeu este acela care poate să aducă la viață chiar și pe cei morți. Și mă rog ca Dumnezeu să facă lucrarea aceasta cu fiii ispitorii bisericii. Nu știu dacă sunt aici sau nu sunt, însă Dumnezeu poate să facă lucrarea asta. Aș vrea în această seară să vă determin să înțelegeți adevărul acesta. Ca părinți avem mare putere înaintea Dumnezeu. Biblia ne spune în Iacov că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și dacă noi venim și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ascultă și Dumnezeu întoarce. Chiar dacă trece timp, chiar dacă trece probabil zile, ani, este vremea când Dumnezeu poate să-i vorbească ca și fiul lui ispititor și să-l aducă acasă. Aș vrea să încheiem acest album, să ne uităm la câteva poze din viața lui Pavel. Pavel era în ultima călătorie printre biserici, se întorcea la Ierusalim, pentru că dorea așa de mult să fie acolo. Și ne spune Biblia, a trecut prin această cetate. Și acum putem înțelege de ce Pavel a ales să-și lungească așa de mult predica, chiar dacă era miezul nopții și apoi, după întâmplarea aceasta, ne spune că a mai vorbit încă până la ziua. Pentru că erau ultimele cuvinte a apostolului Pavel pentru biserica pe care el îl iubea. Și dacă citiți capitolul acesta, veți înțelege de fapt de ce face el lucrul acesta. Le spunea ucenicilor sau celor din biserică că după plecarea mea vor veni lupi răpitori în biserică. Lucrurile vor fi foarte grele. Și atunci Pavel, ca un om care știa că este în pragul morții, ultimele cuvinte, dacă vreți, ca un om care este muribund și stă în copii,
Și părintele sau persoana aceea spune ultimele cuvinte, probabil cele mai importante sfaturi care le poți da unui om pe pragul de moarte, asta face Pavel. Nu vrea să lase niciun cuvânt nespus, încercând să determine biserica, să învețe biserica, să le atenționeze, să le spună de lucrurile care se vor întâmpla. Și aș vrea să ne uităm în viața acestui om și să vedem la fel trei fotografii. Prima fotografie o citim în versetul 10. Pavel predica, dacă vreți, și dintr-o dată se aude un țipăt. Și ne spune Pavel, cuvântul Domnului, că Pavel s-a coborât imediat la acest om. Și lucrul acesta mie îmi spune un adevăr. Că atunci când ești slujitor al lui Dumnezeu și vezi că cineva a căzut, nu este momentul atunci să stai și să aștepți ca persoana aia să vină la tine și să-ți spună, să-ți mărturisească, să încearcă să-ți spună anumite lucruri. Ci este momentul când afli că cineva a căzut, să mergi la el să-l cauți, să încerci să-l ridici, să încerci să stai de vorbă cu el. Asta trebuie să facă un slujitor al lui Dumnezeu, asta face Pavel. Își încheie predica, dacă vreți, și fuge la tânărul acesta. Și m-am gândit că mulți tineri în ziua de astăzi au o problemă. Pentru că se plâng că nu pot să meargă să steie de vorbă cu păstorul bisericii. Sunt anumiți păstori și trebuie să recunosc care privesc undeva de sus biserica și se consideră ca și cum turma aceasta sau biserica care le-a fost încredințată este ca și cum ceva le-a căzut la socoteală. Și eu sunt undeva în vârful piramidei și biserica trebuie să-mi slujească. Și oamenii din biserică nu mai au curaj, nu mai au îndrăzneala aceea să vină, să-i mărturisească, să-i spună ceva pe inimă. Și Pavel ne învață în această seară pentru cei care sunt slujitori, că trebuie să te cobori atunci când auzi că un tânăr este căzut. Nu aștepta ca el să vină la tine, coboară tu! Domnul Iisus ne spune în pilda aceea cu oaia pierdută că păstorul acela a lăsat cele 99 de oi și a mers să o caute pe cea pierdută. Dacă spunea, sunt mulțumit aici, am 99 de oi, închidu-mă bine gardul și îmi văd de treabă. Ce treabă am eu cu oaia asta care s-a rătăcit? De ce n-a rămas în turmă? De ce n-a avut grijă? Putea să spună multe păstorul. Însă Domnul Iisus ne învață cum un păstor adevărat lasă cele 99 de oi și se duce să caute pe cea pierdută. Asta a făcut Pavel. Haideți să mergem la următoarea fotografie. Tot în versetul 10 ne spune al doilea lucru, că Pavel s-a repezit spre tânărul acesta. După ce s-a coborât, ne spune că s-a repezit. Și lucrul acesta ne învață că atunci când trebuie să cobor sau când trebuie să ridici pe cineva, lucrul acesta trebuie făcut urgent. Nu este momentul atunci când cineva a căzut să începi să faci studiu biblic și să începi să vedem, hai să vedem de ce a căzut tânărul ăsta. A cui era tânărul ăsta? Dar de ce l-a rămas în biserică? Nu asta este atitudinea pe care un om al lui Dumnezeu trebuie să o facă în astfel de împrejurări. Și trebuie să se coboare și trebuie să se repede. Lucrul acesta îmi spune că este o acțiune rapidă care trebuie întâmplată. Nu lăsați ca lucrurile să treacă. Mă rog ca Dumnezeu să dea înțelepciune lucrătorilor bisericii ca să fim astfel de oameni. Aș vrea să mergem la următoarea fotografie, a treia și ultima din viața acestui bărbat al lui Dumnezeu. Ne spune că după ce Pavel s-a coborât, s-a repezit, mai face un lucru. Îl ia în brațe pe acest tânăr. Și lucrul acesta mie îmi spune compasiune și dragoste. Atunci când cineva este căzut, din nou, nu este momentul să începi să faci studiu cu el, să începi să-i spui anumite lucruri, nu este momentul să începi să-l mustri, nu este momentul să începi să-l cerți, ci este momentul să-l iei în brațe, să-l ierți, să-i arăți dragoste. Probabil că mulți stați și vă uitați la mine și spuneți, și probabil vă gândiți și spuneți, o, e simplu de vorbit. Domnul Iisus spunea o pildă că un tată avea doi fii. Și unul dintre ei a venit într-o zi la tatăl și a spus, tatăl, dă-mi banii care-i merit
pentru că eu m-am săturat de viața asta și vreau să mă duc să mă distrez. Și tatăl nu-l ceartă, tatăl nu-l bate, tatăl nu-l face nimic din ceea ce mulți tați ar face în ziua de azi. Nu-l dă afară și spune, pleacă de aici că nu-ți dau nimic, ci spune că tatăl a împărțit averea. Și nu după multe zile, tânărul acesta a plecat de acasă, ducând o viață destrăbălată, pierzând tot banii, și la un moment dat ne spune Biblia că și-a venit în fire. Și a zis, mulți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu stau și mor de foame aici. Așa că am să mă duc la tatăl și am să-i spun, tată, am greșit înaintea ta, nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca un rob. Și tânărul acesta se întoarce acasă cu speranța că tatăl îl va primi rob. Și Biblia ne spune că tatăl acestui tânăr se uită. Și aș vrea să vă spun că tatăl acesta nu se uita întâmplător, așa să vadă ce se întâmplă pe drum. Și tatăl acesta avea nădejde dacă fiul într-o zi se va întoarce acasă. Și probabil el în fiecare zi ieșea afară și se uita. Nu mai vine fiul? Nu mai vine fiul? Și ne spune Biblia că a venit o zi în care îl vede pe acest fiul că vine acasă. Și îl vede că este dezbrăcat, îl vede că nu mai are bani, îl vede că nu mai are nimic. Și atunci face ce orice inimă de tată face. Ne spune Biblia că aleargă înaintea lui. Tânărul acesta încearcă să-i spună, tată! Și tatăl spune, nu, stai! Aduceți haina cea mai bună! Dați-mi inelul! Încălțăminte în picioare! Pentru că acest fiu al meu a fost pierdut și a fost regăsit. A fost mort și a înviat. Și doar o inimă de tată poate să facă lucrul acesta. Mi-aduc aminte de o altă pildă pe care Domnul Iisus o spunea, că un împărat avea doi datornici. Unul dintre ei datora 10.000 de galbeni. O avere foarte mare. Și a venit înainte acestui împărat și împăratul i-a spus, vreau să-mi dai banii înapoi. Și omul acesta a spus, mai îngăduiește în timp, mai dă-mi timp ca să-ți plătesc tot. Și împăratul s-a uitat la el și a dat seama că omul acesta nu are de unde plăti. Și a zis împăratul, am să-ți iei toată datoria. Du-te acasă, ești liber. Nu pot să-mi imaginez cât de bucuros a fost omul acesta. Să știi că ai o avere de plătit la bancă și vine o scrisoare și îți spune, banca te-a iertat de toată datoria pe care ai avut-o. Nu pot să-mi imaginez ce bucurie a avut omul ăsta. Însă Biblia ne spune că omul ăsta, numai după câte bani minute, iese afară și vede că un alt om care îi datora 100 de lei. Un lucru minor. Și le ia de gât pe omul ăsta și spune, plătește-mi ce-mi datorez. Și omul ăsta din nou spune, mai dă-mi timp ca să plătesc. Și el spune, nu, vreau să-mi plătești cei 100 de lei, că ai mei, vreau să-mi dai înapoi. Și ajunge până acolo, ne spune Biblia, că îl ia și îl aduncă în pușcărie, în temniță, până când îi plătește lui datorie. Și Domnul se întoarce către oameni și spune, împăratul acesta a plătit, a iertat o sumă imensă. Ce-ar fi trebuit să facă omul acesta care avea o mică datorie de 100 de lei. Vă întreb pe dumneavoastră, ce trebuia să facă omul ăsta? Să ierte, nu? Ce mai conta 100 de lei când nu i-a fost iertat 10.000 de galbeni? Și de multe ori ca oameni suntem la fel. Când cineva cade, dintr-o dată începem să judecăm, începem să ne considerăm undeva superiori, începem să mustrăm, începem să facem multe lucruri. Și numai noi și Dumnezeu știe de câte ori Dumnezeu ne-a iertat. Și de câte ori Dumnezeu trebuia să fie drept cu noi. Și să ne judece și să ne pedepsească. Și Dumnezeu ne-a iertat. Și nu mai da timp. Și Dumnezeu în seara aceasta ne învață prin viața acestui om, al lui Pavel, că atunci când cineva cade,
Este vremea să te duci și aminte ceea ce Dumnezeu a făcut cu tine și să faci la fel. Este un proverb pe care eu l-am citit mai de mult și nu l-am înțeles. Un proverb african care spune așa: dacă vrei să mergi repede, du-te singur. Dar dacă vrei să ajungi departe, atunci du-te împreună cu familia. Dacă vrei să mergi repede, du-te singur. Însă dacă vrei să ajungi departe, du-te împreună cu familia. Aș vrea să vă aduc în aminte în seara aceasta un adevăr. Noi toți suntem familia lui Dumnezeu. Și când cineva cade, trebuie să-l privim cu ochii lui Dumnezeu. Ca un tată care îl vede pe fiul lui că a căzut și noi ca un fratele nostru care a căzut și să mergem să-i dăm o îmbrățișare și să-l ridicăm. Pentru că intrarea în cer nu este cine intră primul. Să dau din coate, să-i las pe toți ceilalți în urmă, să-i dau la o parte ca eu să ajung primul în cer. Nu asta este intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Și intrarea în Împărăția lui Dumnezeu este să putem să ducem cât mai mulți cu noi acolo. Asta este scopul lui Dumnezeu. Când vom înțelege adevărul acesta, că Dumnezeu ne vrea nu să dăm fuga ca noi să intrăm și să lăsăm pe ceilalți căzuți, pe ceilalți răniți în urmă, ca eu să intru acolo. Când vom înțelege că Dumnezeu ne vrea să fim acei oameni care să ridicăm și dacă putem cât de mult să ducem cu noi în Împărăția lui Dumnezeu. Și în adins am citit versetul acela azi dimineață care spune că încercați să-i smulgeți pe unii chiar din foc. Pentru că de multe ori asta este lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Ca un om al lui Dumnezeu va trebui să fii acel om care știi să te cobori, care știi să alergi spre acel om căzut, care ești acel om gata să-i dai o îmbrățișare, să-i arăți dragostea de care ești capabil să o dai. Și mă rog ca Dumnezeu să-i ajute la lucrul acesta. Aș vrea să închei și să această imagine și să am trei concluzii cu privire la textul acesta. Prima concluzie, aș vrea să ne gândim și să ne imaginăm scena aceasta. Ce s-a întâmplat atunci în viața acestui tânăr? Și am să vă spun cum mi-am imaginat eu scena aceasta. Biserica aceasta află că Apostolul Pavel va veni la ei și va predica cuvântul. Și acum toți membrii bisericii au venit la biserică și ceilalți care de obicei nu veneau. Dar pentru că aveau un musafir deosebit, au zis, mergem și noi la biserică. Și biserica probabil s-a umplut. Tatăl acesta lui Eutich împreună cu familia și-a luat familia și el a zis, sigur, mergem și noi la biserică. Nu de multe ori avem ocazia să-l ascultăm pe Apostolul Pavel predicând. Își ia familia, intră în biserică împreună cu soția, se duce probabil, intră, se așează pe un loc undeva cât mai în față, să fie cât mai aproape de predicator, să asculte cât mai bine predica și îi spune la Eutich, la copilul lor mai mare, tu vezi și tu dacă îți găsești un loc aici, fă ce vrei, ne vedem după biserică. Că eu trebuie să mă duc undeva și să ascult predica. Și familia aceasta se duce, se pune pe prima bancă, ascultă predica, nimic nu-i mută de acolo, punându-și întrebarea aceasta, oare unde sunt copiii, oare ce face Eutich, are un loc unde să stea, ce face, cu cine vorbește, ce face la biserică. Nu e destul dacă eu stau bine, mersi, înțeleg predica, stau lângă Apostolul Pavel aici, e destul. Și toată lucrarea asta s-a înnorit când a auzit strigarea aceea. Și dintr-o dată, ce s-a întâmplat? Păi un tânăr a căzut de pe geam. Ce tânăr? Păi Eutich îl cheamă. Păi cum dă-l-ai băiatul meu? Auzit vestea care, probabil mulți dintre dumneavoastră veți auzi, o veste tragică odată. Să vii la biserică ca părinte și să nu te intereseze ce fac copiii tăi. Să nu te intereseze cu cine vorbesc, să nu te intereseze dacă ei primesc o hrană spirituală, să nu te intereseze dacă ei
au o părtășie cu biserica, dacă ei sunt în plus sau nu, să nu te intereseze ce prieteni au. Vii la biserică și spui, e destul, dacă îl aduc aici în mijlocul bisericii, în mijlocul sfinților aici, se va sfinți și el cumva. Și cuvântul Domnului în seara aceasta ne spune că nu e destul să-ți aduci copilul la biserică crezând că cumva se va sfinți. Ci ca părinte trebuie să te îngrijești, să-i dai o hrană spirituală. Aș vrea să vă întreb în această seară, în România și în America, este un lucru foarte clar pentru părinți. Orice părinte trebuie să aibă, dacă vreți, lucrul acesta, să asigure o hrană pentru copiii lor. Și eu când eram copil, niciodată nu m-am dus la tatăl meu sau la mama mea și să-i întreb ce o să mâncăm a doua zi. Mai avem ce mânca sau ce o să mâncăm? Pentru că știam că tata și mama este treaba lor să se ocupe de mâncarea mea. Ați întrebat vreodată copii, vă întreb, și pe dumneavoastră cei care sunteți bătrâni, când ați fost copii, ați mers la tata să-l luați la rost și să-l întrebați ce mâncați a doua zi? Ca și cum a fost treaba dumneavoastră să mereți să cumpărați sau să o pregătiți pentru cele de a mânca? Nu, pentru că ați știut din nou că tata și mama este responsabil să-mi acopere hrana de fiecare zi. Acum cuvântul Domnului ne spune un adevăr. Dacă noi facem lucrul acesta și le dăm copiilor noștri o pâine și un lapte și o mâncare fizică de care am nevoie în fiecare zi, ce mare lucru faci? Spune Domnul. Oare păgânii nu fac la fel? Dar nu trebuie să fii păgânit ca să faci lucrul acesta. Însă Domnul în seara aceasta spune că dacă ești un om al lui Dumnezeu și ești un părinte spiritual, un om care Dumnezeu ți-a vorbit, ești responsabil de creșterea spirituală a copiilor tăi. Dumnezeu ți-a dat pentru un timp și tu ca părinte trebuie să ai grijă de ei. Înțelegeți lucrul acesta? N-aș vrea să vă cert, n-aș vrea să vă mustru. Însă aș vrea să înțelegeți adevărul acesta. Dumnezeu ne-a dat niște copii de care noi trebuie să ne ocupăm. Și va veni o zi în care Dumnezeu ne va întreba ce ai făcut cu copiii aceștia care ți-am dat. Haideți să mergem cea de-a doua concluzie a acestui pasaj și să lăsăm familia la o parte și să ne uităm la comunitate acum. Din nou, haideți să ne imaginăm ce s-a întâmplat atunci în urmă cu 2000 de ani. Da? Era biserica undeva plină, zic eu, toți oamenii au venit la biserică să asculte predica. Și îl văd, cei care probabil stăteau în zona geamului, îl văd pe acest tânăr că stă pe geam. Și zic eu așa, îmi imaginez, și-au dat poate unul altul și-au zis, uite la copilul ăla unde s-au așezat, pe geam. A, păi, o zis celălalt, pe sigur, dar copilul ăsta e al lui, știi tu, al lui ăla și... Dacă așa e tată sub oameni, că așa e și fiul sub oameni, unde s-o urca pe geam, nu? Ceilalți probabil au zis altceva. Au vorbit unii cu alții, au stat și s-au uitat toți. Dar nimeni n-a zis nimic, nimeni n-a făcut nimic. Mergem mai departe. Ne spune Biblia că tinerul acesta s-a luptat cu somnul. Ajung din nou acei oameni din zona aceea să uită și îl văd pe tinerul acesta că începe să-i pice capul de somn. Și din nou își dau patele, ai văzut, uite, acum i-a picat capul, acum o să cadă jos imediat. Dacă nu se trezește omul ăsta, o să pice jos, să spun eu. Dar din nou niciunul nu s-a ridicat să meargă să le iei de acolo și să-i spună, tânărule, dă-te jos de acolo. Ești obosit, e ok. Da, ți-e somn, e ok, vino jos, culte de jos. Fă ceva. Dar ce-i copilul meu, probabil a zis. Că dacă tatăl și măsă n-are grijă de el, ce mă interesează pe mine, acum e copilul ăla, nu? Ce mă interesează pe mine că ăla stă pe geam, că ăla ia somnul, că ăla o să cadă? Ce mă interesează? Copilul meu? Înțelegeți adevărul acesta? Ca biserică suntem responsabili de tot ceea ce este aici. Probabil că nu-i treaba ta ce fac copiii în general, pentru că tu trebuie să ai treaba copiilor tăi. Însă atunci când vezi un copil că este în pericol de a cădea, este treaba ta să fii acolo și să-l ajuți. Nu știu cum probabil o să dormi la noapte dacă o să știi
că ai văzut un camion sau o mașină că este gata să lovească un copil. Și tu puteai să-l salvezi în clipa aia, puteai să-l întinzi mâna, puteai să faci ceva să-l salvezi și tu nu ai mers. Fai să-l stai, uitați, ce zice copilul meu, ce mă dezvăță pe mine, dacă copilul ăsta moare, nu? De multe ori, ca biserică, ne comportăm așa. Ne uităm, vedem tineri care cad, care pleacă, care ia somnul, îi vedem tineri care nu sunt implicați, îi vedem, vorbim, probabil, sunăm, dăm telefoane, bârfim, facem anumite lucruri, dar nimeni nu e atitudine pe care Dumnezeu o vrea de la noi, ca biserică, ca comunitate. Și ne plângem că tinerii au plecat, ne plângem că biserica a rămas așa cum a rămas. Și este datoria noastră ca biserică să facem ceva. Evrei, capitolul 10, cu 24, ne spune, vegheați unii asupra altora. Vegheați unii asupra altora. Este datoria noastră să veghem ce se întâmplă în jurul nostru. Aici nu mai este că-s copiii mei sau nu-s copiii mei. Și aici este copilul meu, al nostru, pentru că și el este un copil al lui Dumnezeu. Suntem o comunitate, suntem o biserică și asta ne vrea Dumnezeu să fim una. Aș vrea să mă apropii de încheiere. Ultimul gând și sigur n-aș vrea să închei până când, probabil că dacă aș încheie acum unul dintre dumneavoastră mi-ați spune, sigur, ai uitat ceva acolo să spui și n-aș vrea să uit nimic. Trebuie să recunoaștem în pasajul acesta un adevăr. Pavel ne spune, Biblia și-a lungit predica până la miezul nopții. Și cuvântul acesta mie îmi spune că ca om al lui Dumnezeu, ca predicator, ca slujitor, trebuie să știi când să spui amin. Trebuie să știi când Dumnezeu, cât Dumnezeu ți-a dat, și după ce transmiți ceea ce Dumnezeu ți-a dat, trebuie să spui amin și să te pui jos. Acum, n-aș vrea să vorbesc de Pavel într-o nuanță negativă. Pentru că, așa cum am spus, v-am spus de ce Pavel a ajuns în situația aceasta să vorbească și să slungească vorbirea așa de mult. Și Pavel nu era ca mine sau ca mulți alții. Pavel era un om al lui Dumnezeu care avea ce spune atunci când predica. Însă există adevărul acesta pe care Eclesiastul 12 cu 12 îl spune, prea multă învățătură obosește trupul. Și mă rog ca cei care slujesc să-și aducă aminte de versetul acesta. Prea multă învățătură obosește trupul. Nu ne spune că învățătura în general obosește, ci ne spune că prea multă învățătură. Mă rog la Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și să facem diferența asta între prea multă și să știm când să spunem amin. Aș vrea să închei în această seară și v-am spus că v-am prezentat întâmplarea aceasta ca și un album de familie, din viața acestui tânăr eutic, din viața lui Pavel, iarăși câteva fotografii. Și aș vrea să stați puțin și să vă gândiți în felul următor. După 20 de ani, ca părinți, cei care sunteți părinți acum, cei care probabil sunteți părinți în devenire, cei care sunteți probabil de seama mea, o să ajungeți undeva, nu vă spun la ce an, și veți sta undeva, probabil cu soția dumneavoastră, zic eu, în fața unui șemineu, uitându-vă la pozele de familie. Și veți lua albumul familiei și vă veți uita și veți depăna amintiri. Și vă veți uita și veți spune, uite, pe băiatul ăsta nostru Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar. Este păstor acum și așa ne bucurăm de el că uite ce a făcut Dumnezeu prin el. Probabil veți da altă foaie și veți spune, uite, de fata asta pe care noi ne-am îngrijit Dumnezeu, o ajutată să fie o profesoară de școală duminicală extraordinară.
Și Dumnezeu lucrează așa de bine la inima copilului prin ea. Și vă spune despre celălalt copil. Uite, despre copilul ăsta Dumnezeu a făcut un păstor, Dumnezeu a făcut un evanghelist, Dumnezeu a făcut un bărbat serios de familie, un tată de familie care și-a rolul în serios. Sau o mamă înțeleaptă care știe să-și țină casă în rânduială. Și vă veți bucura, probabil, uitându-vă la pozele acestea de familie. Însă s-ar putea întâmpla pentru unul dintre dumneavoastră să se întâmple altceva. Să vă uitați la acelea poze și să ziceți: îmi pare rău că n-am fost destul de înțelept. Și n-am știut să investesc în tânărul ăsta așa cât a trebuit să investesc în el. Pentru că nu este ceea ce Dumnezeu a vrut să fie. M-am ocupat eu cu altceva, m-am luat și eu cu lucrurile astea și am lăsat ce mai important să-mi scape. Și mă uit acum după 20 de ani, de până amintirile și îmi dau seama că ce a fost mai important în viață, am lăsat să treacă. Aș vrea să vă întreb în această seară, oare cum ar arăta pozele familiei tale după 20 de ani? Sau probabil că ești tânăr acum și Dumnezeu va face peste 20 de ani să te uiți la niște poze și să spui: am fost și eu tânăr, nu știam așa de multe. Și este un paradox că lucrurile astea cele mai importante în viață trebuie să le luăm atunci când nu avem minte destulă, zic eu. Trebuie să-ți alegi, dacă vrei, viitorul în viață, trebuie să te căsătorești, trebuie să alegi o școală, trebuie să faci atâtea lucruri în viață și e tocmai în perioada asta când nu ai atâta minte. Când ajungi la 40, la 50 de ani, când zici că deja ai trecut prin viață și ai experiență și unii spun: o, păi dacă aveam eu la 20 de ani mintea care o am acum, altfel aș fi făcut. Probabil că ești tânăr acum și te uiți peste 20 de ani la poze și spui: o, mă bucur că Dumnezeu mi-a dat înțelepciune să fug de pe locul ăla de la geam și să mă implic în biserică și să lucrez pentru Dumnezeu, să-L caut pe Dumnezeu și să nu ajung să fiu un om pierdut ca și eu fi. Mă bucur că Dumnezeu mi-a vorbit la biserică, Dumnezeu m-a vorbit prin familie și astăzi sunt un om binecuvântat pentru că am făcut alegeri corecte. Sau poate veți fi din aceia care după 20 de ani, probabil, veți sta și veți plângeți atunci când veți avea un pic mai multă minte decât aveți acum și veți spune: o, dacă aș fi avut eu, dacă aș putea să dau timpul înapoi acum, probabil că n-aș mai face prostiile astea care le-am făcut. Probabil că aș învăța mai mult, probabil că aș fi mai serios, probabil că m-aș implica mai mult în biserică, probabil că l-aș căuta pe Dumnezeu mai mult. Mă rog ca Dumnezeu în această seară să ne ajute să fim din prima categorie, dintre cei care ne vom bucura atunci când vom vedea toate aceste imagini ale vieții noastre, pentru că este un adevăr care se poate întreba la fiecare dintre cei care sunteți aici. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze la inima noastră. Dumnezeu să ne facă sensibil la cuvântul acesta. Și am încercat în adins să vorbesc tinerilor, să vorbesc lucrătorilor, să vorbesc părinților, să vorbesc bisericii. Nu știu cât am reușit, însă mă rog ca Dumnezeu să dea lumină mai mult decât am știut eu să explic. Ca biserică avem o mare responsabilitate, ca părinți avem o mare responsabilitate, ca comunitate, ca lucrători pe care Dumnezeu ne-a rânduit să fim, avem mari responsabilități. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim la înălțimea chemării pe care El ne-a făcut-o. Amin. Frați și surori, tineri și mai puțin tineri, în imaginile care au fost zugrăvite înaintea ochilor noștri în seara aceasta, cei mai mulți dintre noi ne-am găsit într-una sau într-alta dintre ele. Aș vrea acum să vă invit la final să vă ridicați împreună cu mine în picioare și să venim înaintea Domnului într-o rugăciune. Să rugăm să ne ajute să înțelegem care este partea noastră pe care am lăsat-o poate nefăcută și să îi cerem ajutorul pentru a îndrepta lucrurile. Pentru că este foarte important
când Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne arată niște lucruri din viața noastră, să înțelegem ce avem noi de făcut și să facem ceea ce trebuie. Aș vrea să ne rugăm într-un mod deosebit pentru generația tânără. În ultima vreme, tot mai frecvent, mă uit la tinerii aceștia și văd că stau nepăsători față de o mântuire așa de mare, față de o chemare așa de mare și mă întreb, oare câtă vreme ei cred că Dumnezeu așteaptă în dreptul lor? Aș vrea ca Duhul Domnului să-i cerceteze pe toți tinerii bisericii, pe cei care vin la părtășie și pe cei care au fost, dar nu mai vin. Aș vrea ca Duhul Domnului să îi atingă într-un așa fel, încât ei să se întoarcă, să se dedice Domnului, să devină vase de cinste în casa lui Dumnezeu. Și așa să ne rugăm împreună pentru toate aceste lucruri.